doamna Elena Mateescu, directora ANM, în legătură directă cu noi. Doamna Mateescu, cât de grele vor fi zilele acestea? Care de fapt avertizarea pe care trebuie să o știe toată lumea? Am găsit, vorbim într-adevăr de o săptămână de foc, pentru că este posibil cel mai intens și persistent val de căldură din această vară de până în prezent. Și de la o zi la alta luăm în considerare valori de temperaturi în creștere. Mâine deja vom depăși 35-36 de grade în partea de vest, sud, sud-est a României. Joi este posibil să înregistrăm cea mai caldă zi din acest episod, pentru că valorile de temperaturi pot depăși 38 de grade la umbră. Cu siguranță indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități și dacă astăzi deja am înregistrat temperaturi de 38 de grade la nivelul valorilor resimțite, cu siguranță în următoarele zile, mai ales joi, vom resimți mai mult de 40-42 de grade, așadar o atenție deosebită în următoarea săptămână. Nu excludem nici fenomenele convective, pentru că este posibil la sfârșitul acestei săptămâni, chiar vineri și sâmbătă, să mai înregistrăm în jumătatea nordică ușoare scădere ale valorilor de temperaturi și care înseamnă și averse torențiale însoțite de vijelii, descărcări electrice, izolat, căderi de grindină, după care debutul săptămânii, chiar începând de duminică, să contăm mai ales pe parcursul săptămânii viitoare, așa cum arată informațiile la acest moment, din nou un alt episod în care canicula să fie persistentă. Mulțumesc tare mult pentru aceste informații de ultimă oră.